Îmi place că, știți, e faza asta, să uite exact pe gaură chei, să vadă cam ce fac anumite persoane. Știți cum e povestea cu capra vecinului. Orice caz, sunt articole bune, sunt adevărate, sunt reale, sunt... Deci eu îl cumpăr întotdeauna clicul. E preferatul meu ziar. Cea cu vrăjitoarele, cu trucurile. M-a interesat foarte mult. Și în rest, chestiile despre sex mă interesează foarte mult și cam atât. Și horoscopul, bineînțeles. Sunt multe burfe și îmi plac să citesc despre vedete, despre tot. Interesant. E cu băiețelul acela care avea crescut pe corp picioarele și mâinile fetei surorilui. Acela m-a interesat. Integramele, rețetele, sfaturile medicale. Și mai este acum concursul acela cu întreținerea. Că nu mi-ar strica niște bani și mie. Cel mai mult articole, mai importante. Nu pot să le știu acum pe din afară. Pur și simplu îl cumpăr. Da, să vrez o cafea și citesc câteva rânduri. A, mă uit la sport. Eu numai sportul citesc. Cric, cancan, libertate. Să văd ce se întâmplă cu criza. Ziarul e pentru altcineva, nu e pentru mine. Nu-l citesc pentru mine, îl citesc pentru bunica mea, deci... A, nici chiar așa. Șantaj cu amanta? Ce-i nebun? Când are două fete acasă, libertatea îmi place mai mult decât Click și alealaltă. Toate astea cu femeile astea dezbrăcate, lăsați-mă că mi-e și rușine să și vorbesc. Pentru că am și eu vârstă, nu? Îmi place articolul de fond de aici, de la... că sunt foarte morale. Spune foarte mult despre caracterul oamenilor și se poate trage o concluzie.